Din păcate, acțiunile din atac nu s-au finalizat cu un gol, ne-am dorit mai mult, dar din păcate atât am putut astăzi. Încă ne adaptăm pentru viitoarele meciuri, sperăm să evoluăm de la meci la meci. Ne antrenăm, muncim pentru asta și sperăm ca pe viitor să fie mult mai bine. Din păcate, echipa noastră are o medie de 20 de goluri marcate în acest campionat. Ne lipsesc jucătoare de talie pe faza de atac. Aceste minusuri le cunoaștem, le știm cu toții încă de la începutul campionatului. Cred că dumneavoastră m-ați întrebat în meciul cu Dunărea Brăila, dacă vă mai amintiți. De atunci știam că vom avea o misiune foarte dificilă. Eu sunt mulțumit de faptul că încercăm să găsim soluții, punem probleme, avem o apărare agresivă, dar nu este de ajuns. Prin faptul că am pierdut o jucătoare în minutul 40 pe Șerban, o jucătoare care e de bază în angrenajul de primii șapte, a fost și acesta un minus. Iarăși o absență pe care am avut-o la acest joc, Roxana Bejleagă, care n-a putut să evolueze, care și ea s-a simțit că a lipsit la acest joc. Ne-am chinuit puțin, în prima repriză e normal să fie mai greu, am tras mai tare prima repriză și ne-a fost mai ușor în a doua. Cu siguranță apărarea a făcut diferența. Am fost mult mai compacte în repriza a doua și am reușit să dăm și noi goluri ușoare. Este o victorie muncită. În primul rând aș vrea să felicit organizatorii pentru această sală, suprafață foarte, foarte curată pe care am întâlnit-o aici. În al doilea rând vreau să îmi exprim mulțumirea deosebită pentru că jucăm pe teren neutru și la București practic a patra oară. În al treilea rând felicit pe cei care în condițiile de pandemie au avut ideea și au hotărât să protejeze jucătoarele cu dezbrăcându-se în tribună. Este un lucru foarte, foarte bun. Și, desigur, cred că tot ce s-a întâmplat și ce se întâmplă este rodul unei gândiri a unor oameni cu, nu știu, cei care se ocupă cu multă judecată și protejează jucătoarele în mod excepțional. Trebuie să avem grijă de problema asta, de sănătatea jucătoarelor și toate măsurile care s-au luat în condiții de pandemie sunt foarte bune.